Părerea ta e video. Video FM, doar la Radio Târgu Mureș. Luminița Avram vă așteaptă părerile din 14 decembrie de la ora 9 și live video pe www.radiomureș.ro. În momentul în care îți alegi, cum să zic, pasiunea sau modul în care trăiești viața și mai ales profesia, ai bine să iei cont de trei criterii. Unul, care e pasiunea mea, la ce sunt bun și ce se vinde. Adică ce se caută, pe piață. Greșeala pe care o fac unii, că merg într-o extremă. Unii fac asta, că asta știu, asta îmi place mie și nu se uită dacă într-adevăr se caută. Alții merg, du-te și fă-te contabil, că din aia se fac bani, și nu se uită că ăla nu are mintea structurată pentru asta, nu-i place să stea în birou, ci îi place să umble, să fie sociabil, să umble cu oamenii. Pentru că de aici, cum să zic, performezi foarte bine în momentul în care îți și place ce faci și ai abilitățile necesare. Atunci ai nevoie să se combine astea trei. Văd, ok, îmi plac, nu știu, să zic, colecționarea de timbre, dau un exemplu acum. Dar nu se face bani din aia, trebuie să fii realist și să vezi. Atunci zici, mă, o țin asta ca și pasiune, dar hai să văd care e alt lucru la care eu sunt bun și îl fac cu plăcere, dar care poate să fie valorificat pe piața muncii. Deci e nevoie să fie, existe combinația la astea. Dacă nu, o să ai fie o viață frustrată și o să ai bani, dar o să faci ceva ce nu-ți place, pentru că, mă rog, asta e. Sau o să-ți alegi o pasiune și nu o să faci bani din ea. E o alegere extrem de grea, Simona, știi și tu asta. Știu, dar există statistici și există formule după care poți să anticipezi. Sunt studii care îți arată care vor fi profesiile pe piață la momentul ăsta, e corect? Pe urmă, dacă ești, cum sunt toți ăștia, cum e și doamna cu designerul, deci nu s-a angajat, să self-employed. Pe cont propriu, da, persoane care lucrează propriu. La majoritatea le lipsesc abilitățile de marketing și de vânzare. Oamenii consideră știu că să dacă facă niște lucruri frumoase, dar nu se știu promova, nu știu exact. Ei consideră că din moment ce ei sunt buni, ceilalți ar trebui să vină la ei așa, să-i găsească. Înțelegi? Și nu e așa, pentru că trăim într-o civilizație în care informația circulă diferit și atunci e ok tu, cu toată modestia și smerenia, deci nu să te umfli în pene că cine ești tu, dar să propui lucrurile alea, să spui de ce sunt bune, să oferi niște garanții pentru cei care le achiziționează, dar efectiv să le valorifici. E ok să-ți urmezi pasiunea, dar e ok să te gândești, dacă vrei să trăiești din aia, cum să o valorifici. Hai să luăm metodic. Cum să ne educăm copiii în așa fel încât să facă ei alegerile bune? Tu știi bine, ai avut și tu parte de părinți de o anumită educație și ne cerem scuze. Deci știm că părinții încearcă să se impună în copilărie spunând că știu eu mai bine și lasă că o să-mi mulțumești tu mie pentru sfatul pe care ți l-am dat. Iar pe de altă parte sunt și copii care spun la maturitate, de ce nu m-ai bătut atunci când am vrut să merg pe drumul acesta? De ce nu m-ai tras de uleg? De ce nu m-ai pedepsit ca să nu fac asta? Pentru că, uite, am făcut cum am vrut și tu știai mai bine că erai adult. Eu n-am avut minte atunci. Există și această variantă. Există și această variantă, dar asta, în momentul în care adulții, la rândul lor, ajung, deci pentru că ești o persoană adultă când îi reproșezi părintelui, înseamnă că nu-ți asumi propriile decizii. În sensul că, din moment ce tu te-ai dus și spui că, mă rog, de ce nu m-ai bătut să mă duc să fac altceva, aia nu e un argument valid, pentru că ți-ai asumat. Așa am vrut eu să fac la momentul ăla, mi-asum. Văd, mai am timp să schimb ceva, să fac ceva, dar nu-i devină celălalt pentru alegerile pe care le fac eu. Deși, ca și părinții, au o anumită influență, dar de cele mai multe ori ce se vede este copiii care sunt pinși de părinți, nu cei care au făcut de capul lor, din cauza că au fost condiționați. Dar asta se poate schimba. Deci în momentul în care tu, da, cum poate fi evitat, în sensul ca părintele să-l învețe să ia decizii pe copil. Să ia decizii bune, da? Să ia decizii bune în funcție de ceea ce îi place, dar să nu se impună. Exact. Este și o perioadă dificilă, se știe că în adolescență, dacă încerc să-i impui unui copil, alege să-i spui exact la 14 ani că tu trebuie să te duci la liceu cu tare sau trebuie să faci școala de meserii cu tare, copilul dimpotrivă alege invers. Așa deci e. Să învățăm, de fapt, să aleagă bine, să facă alegeri corecte. Da, dar e foarte bine să înțelegem că nu există alegere corectă.
Noi după ce catalogăm o alegere corectă? Noi catalogăm o alegere corectă după rezultat. Când ne uităm în spate și zici, a, am ales bine. Nu, după tot ceea ce ai spus tu, după pasiune, după ceea ce pot ei să facă și după ceea ce se caută. Absolut. Deci asta e ca o formulă care pot să... Dar asta nu garantează un rezultat bun. Noi așa catalogăm, de foarte multe ori în procesul de decizie, noi considerăm că o decizie e bună dacă rezultatul e bun. Și e bine să înțelegem că nu întotdeauna, când am luat decizia aia, atât au fost datele pe care le-am cunoscut. E posibil că între timp s-a schimbat apara ceva sau existau niște date pe care nu le cunoaștem și atunci e bine când analizăm să zicem, nu că am luat o decizie, atât am știut la momentul respectiv, acum am date noi, hai să văd care e decizia cea mai bună cu datele pe care le am la momentul ăsta. Pentru că gândește-te, înainte de revoluție, să zicem, oamenii și-au ales și erau mulțumiți cu joburile sau banii, să zicem, așa, pe urmă când situația s-a schimbat și ei nu se mai adaptau, ziceau, mă, mai bine mă făceam asta. Dar s-au schimbat condițiile între timp. La momentul ăla când tu ai ales să te faci asta, nu știai că o să se schimbe și o să dispară meseriile astea. Înțelegi? Da. Și atunci e un lucru pe care, deși există formula asta care am zis că e nebine să gândești pasiunea, ce se cere pe piață și care sunt abilitățile mele și la ce mă pot adapta și din ce pot să mă întrețin, e bine să fim adaptabili și bine să înțelegem că specia, și asta e valabilă și în oameni, specia care supraviețuiește nu e cea mai puternică, ci cea mai adaptabilă, care reușește să se adapteze la condiții. Deci să ne adaptăm, ca să nu regretăm. Sunt foarte mulți oameni, exact. Apropo de revoluție înainte, după, sunt și astăzi oameni care spun, dacă știam sau dacă înainte era așa, nu. Ne-am adaptat, asta e, mergem mai departe. Da, exact. Da? Deci te adaptezi la situație, faci ce mai bine și da, mergi mai departe. O să ajungem la discuția referitoare la relații, pentru că și aceasta este o mare piatră în viața noastră, când oamenii iau anumite decizii să fie sau nu cu cineva vreau să văd dacă se aplică aceleași reguli, dar sunt doi ascultători pe fir, bună dimineața! Alo? Încercăm a doua legătură. Bună dimineața! Bună dimineața! Poftiți! E interesantă tema. Vă rog. Eu am de regretat faptul că mi-am ales greșit meseria. Și asta mă urmărește toată viața. Puteți să o schimbați? Nu mai pot și nici n-am reușit. Deci e și o vârstă pe care o am și nu-mi permite să o schimb. Am făcut studii tehnice și eu sunt de fapt un umanist așa prin vocație, chiar în armată la termen scurt, colegii îmi spuneau toți, eram prieten tot cu cei de la filologie, de la filozofie, de umaniștii, spuneam, ce cauți tu la Politehnică? Acolo te cunoști, sunt de zi și noapte împreună. Ei, și pe urmă am vrut eu să reprofilez, n-am reușit că era greu făcând o facultate în vremea dictaturii, trebuia să fac stagiatură și așa mai departe. N-am mai putut face la zi încă una. Da. Alegerea a fost a dumneavoastră sau a părinților? Păi a fost a părinților, eu nu știam, eram dezorientat. Deci am făcut liceu teoretic în 70, m-am dus la Real. După un an m-am dus la Real, acolo a fost răspântia. În loc să mă duc la uman. Eram tânăr și necunoscător de la țară și... Bun, acum am reușit să găsesc un refugiu în ceea ce îmi place mie. Am publicat o carte, acum o să mai public încă una, cel puțin. Și pe de altă parte, am fost foarte tolerant în viață cu unii oameni care nu meritau. În general am fost tolerant. I-am ajutat, nu meritau, am suferit de pe urma comportării lor, am fost decepționat, dar totuși asta, făcând bilanțul, nu-mi pare rău că am fost tolerant, pentru că decât să greșesc, să fiu rău cu oamenii, să produc suferința altora, mai bine să sufăr eu. Fiu în extrema cealaltă. Mulțumim. Și eu am avut mult de învățat din asta. Mulțumesc mult pentru intervenție. E foarte interesant. Mi-am notat ce a spus ascultătorul meu. Părerea ta e video. Video FM.
doar la Radio Târgu Mureș. Luminița Avram vă așteaptă părerile din 14 decembrie de la ora 9 și live video pe www.radiomureș.ro.